Numărul de operații de cataractă finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină va crește în acest an cu 1500, după ce anul trecut numărul lor a fost de peste 4000. Potrivit datelor CNAM, anul trecut pentru operațiile de cataractă din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală au fost alocate în jur de 40.330.000 de lei, cu circa 4 milioane mai mult comparativ cu 2017. Costul mediu al unui caz tratat constituie aproape 10.000 de lei, sumă ce include și cheltuielile pentru consumabile. În același timp, numărul instituțiilor medico-sanitare contractate pentru efectuarea operațiilor de cataractă aproape s-a triplat. Astfel, anul trecut, CNAM a încheiat contracte pentru prestarea acestor servicii cu 14 instituții, cu 9 mai mult față de anul precedent. În acest an, CNAM urmează să financeze peste 5.500 de operații de cataractă, al căror cost total depășește 55 de milioane de lei. De aceste intervenții beneficiază toate persoanele asigurate care se află pe lista de așteptare.